Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. Iată-ne din nou împreună aici în studioul Capital TV. Astăzi avem ca invitați pe doamna Poliana Hangan, președinte USR Hunedoara, și pe domnul Dan Marinescu, consilier local USR Vulcan. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, mulțumim din nou pentru invitație. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. V-am invitat pentru că oricum am de gând să invit pe toți cei care au câștigat câte o funcție publică în alegerile din 27 septembrie 2020 și mi se pare normal să îi avem invitați în studioul nostru după ce am văzut și în campania electorală, la fel cum mi se pare normal ca din când în când să apară și președintele partidului respectiv. Doamna Marinescu, încep cu dumneavoastră. Ați câștigat un fotoliu de consilier local la Vulcan după o bătălie grea. Așa este, alături de alți patru colegi din USR Vulcan, că suntem cinci consilieri din partea USR la Vulcan. Am câștigat o competiție electorală, că asta prefer să-i spun tot timpul, nu o luptă. V-ați dat la joale acolo de nu s-a putut. Eu o consider o competiție. A fost un scor strâns, dar o competiție din care am avut și de învățat, și de câștigat. Și dar de... competiția asta a fost și cu faulturi? Faulturi depinde la ce vă, anume vă referiți. Adică s-a curănit cu îngrijiri medicale de rigoare? Din partea noastră nu. La propriu. Am înțeles, da. Din partea noastră nu. Noi am încercat să ducem sincer o campanie cât mai curată, că au fost unii susținători care au depășit poate puțin limita bunului simț, atât dintr-o parte cât și din cealaltă, sau faptul că au fost atâtea denigrări la adresa mea, asta s-a dovedit și s-a văzut clar de ce, și anume pentru că se temeau de mine și s-a văzut la final scorul atât de strâns. Însă au fost greșeli și din interior și din exterior, cum spunem noi, dar acum știm să le remediem și să mergem mai încrezători în campania ce urmează pentru parlamentare. Și alături de doamna președintă Poliana Hangan. E domnul președinte. Doamna președintă, care este, președinte. Noi spunem, omul de fier în județul Hunedoara, sau Margaret Thatcher a noastră. Da. Sunt convins că vom avea un rezultat bun și la aceste alegeri parlamentare. În regulă. S-ar putea, stimați spectatori, din când în când să auziți câte o vibrație, câte o așa. Nu sunt dușmanii lui Dan Marinescu, care încearcă să spargă ușa studioului. Sunt pur și simplu niște muncitori care pun niște termopane pe undeva pe la etajul nu știu câte al clădirii. N-au fost anunțați din timp, că așa e în tenis și așa e în România, în țara noastră. Așa că asta e. În timp real, văd că antifonarea nu face față la vibrații. Bun, deci nu sunt dușmani din mea, să stați. Am înțeles, da. Doamna Thatcher, pardon, doamna Poliana Hangan. Așa e? N-am știut chestia asta până acum. Cum zice domnul Marinescu? Nu știu ce să spun, dacă e chiar așa de... În sensul bun. Mă onorează comparația, dar nu e chiar așa. Eu întotdeauna am lucrat foarte bine în echipă. Am mai spus și în alte rânduri, nu considerăm că suntem un partid de lideri, ci suntem un partid de echipă și în ceea ce privește inclusiv activitatea consilierilor locali, nu vor lucra singuri, vor lucra cu întreaga echipă, cu toți cei care au fost pe listă pentru ceea ce ne dorim să propunem și să implementăm la nivelul administrației locale. Bun, acum, din câte știu eu, domnul Marinescu se află pe lista noastră pentru Senat. E proaspăt consilier local. Încercați să-l propulsați pe listă puțin mai sus în Senatul României. Pe ce poziție sunteți dumneavoastră? Pe locul 2. Pe locul 2. Teoretic, locul 1 și 2 sunt eligibile. Vă doresc succes. Vedem noi ce iese și despre programul noastră electoral vorbim în campanie electorală. Acum vreau să vorbim despre ceea ce scrie acolo pe ecran, respectiv despre antreprenoriatul în județul Hunedoara, pentru că voi sunteți un partid care pune accent pe chestia asta
Și e normal să fie așa, pentru că nu sunteți neapărat de, nu sunteți neapărat, nu sunteți de stânga, da? Clar. Și atunci puneți accent pe mediul de afaceri, pe toate lucrurile astea. Doamna președinte, cum e cu antreprenoriatul ăsta? Județul Hunedoara. Amândoi, atât eu cât și Dan Marinescu, provenim din mediul privat, din mediul antreprenorial și ne confruntăm cu aceleași probleme cu care se confruntă toți antreprenorii, nu doar din județul nostru, ci și din întreaga țară. Obiectivul nostru este să eliminăm barierele care sunt create de statul român în calea dezvoltării economice, pentru că cu cât există mai multe bariere, cu atât mediul antreprenorial este mai dificil și de penetrat și de dezvoltat. Sectorul IMM ar trebui să fie baza dezvoltării economiei și să asigure sustenabilitatea clasei de mijloc, în principal, și focusul nostru este pe partea asta. Am înțeles. Bun. Și pe ce vă focusați? Avem câteva obiective clare care vor îmbunătăți cu siguranță calitatea mediului adică de afaceri. Mă interesează, stați un pic, că toată lumea, antreprenorii, alea, hai să, dar cum facilitați, de exemplu, dezvoltarea antreprenoriatului? Cum? În primul rând, cred că este nevoie foarte mare de debirocratizare. Și pot să vă dau exemple concrete cu care ne-am confruntat sau pe care le vedem zi de zi în activitatea pe care o desfășurăm. Statul ne încarcă cu hârtii, cu dosare, cu șină, de la, eu știu, de la felul în care se deschide o firmă până la felul în care se depun declarațiile fiscale. Suntem supraîncărcați cu birocratizarea aparatului fiscal, aparatului juridic care ține de deschiderea firmelor și de oportunitatea. Nu mai știu cum e acum, mare, când depui declarații. Asta am înțeles că se face online acum, nu? Mai trebuie să o duci pe suport de hârtie? Este extrem de dificil să accesezi și să depui declarația online și nu doar asta, nu este foarte clar felul în care poți să o faci. Ar trebui simplificat, pentru că atunci când vorbim de antreprenori, nu vorbim doar de cei care, nu știu, lucrează în domeniul IT. Vorbim și de mici întreprinzători care lucrează în, eu știu, în industria agroturismului, de exemplu, sau mai știu eu, au mici firme, sunt mici producători. Au o mică pensiune. Sunt obligați să-și plătească o contabilă, dar oricum trebuie să ai un contabil care să aibă semnătură electronică și să poată să depună declarația pentru ei. Da. Și nu ați vedea lucrul ăsta altfel? Adică se poate omul direct? Ar trebui ca atâtea alte firme din, ca în atâtea alte țări europene, de exemplu, să poți să deschizi o firmă doar online. Sunt antreprenori care preferă să-și deschidă firme în alte țări europene pentru că este mai ușor pentru ei să lucreze. Serios? Da. În ce domenii? În orice domenii? În diverse domenii sunt... Bine, acum nu vorbim despre offshore-uri. Nu vorbim despre offshore-uri, vorbim de firme care au preferă să aibă sediu în țări din Europa decât în România. Da? Ca să-ți deschizi, de exemplu, doar pentru un sediu social al unei firme, trebuie să ai, chiar dacă tu nu desfășori acolo o activitate, trebuie să ai acordul tuturor vecinilor ca să poți să... Da, asta așa e. O mare, da. Să poți să desfășori activitate. Dar asta doar pentru sediu. Doar pentru sediu social. Da. Nu mai vorbim despre punct de lucru și despre altele și obiectul de activitate și toate alea. Vă pot da un exemplu. Ca să modifici actul constitutiv al unei firme, trebuie să plătești la Registrul Comerțului o taxă în funcție de numărul de cuvinte. De numărul de cuvinte sau de codurile CAIR? Eu vorbesc nu de modificarea obiectului de activitate, ci doar ca să modifici orice fel de act, orice fel de parte a actului constitutiv al firmei. Serios? N-am știut asta. Trebuie să depui la Registrul Comerțului un document de modificare al actului constitutiv care este contorizat pe numărul de cuvinte. Mă gândesc că trebuie să pui și un opis cu numărul, un contor. Cu contorul ăla de
ce chestie, că la monitor oficial sau ca unde, nu, că acolo nu e așa. Nu mai vorbim de faptul că există și separarea asta, partea asta de registru al comerțului, după care orice hotărâre este, merge în domeniul juridic și validată, aprobată. Am înțeles. Nu, nu mai spun, la Vulcan cum stau lucrurile cu antreprenoriatul ăsta? Cu mediul de afaceri cam greu, dar ca să fac o mică paranteză, revenind la întrebarea dumneavoastră, una din măsurile încurajatoare pentru mediul de afaceri este propusă chiar de parlamentarii USR și anume taxe zero pe salariu minim. Da. A fost propusă deja, din câte știu, ceea ce este un prim pas. A fost lansată, da, și este un prim pas, pentru că ajută foarte mult, să știți, mediul privat, din acest punct de vedere. Păi da, mediul privat, da, ținând cont că la bugetari, salariile au ajuns să fie mult mai mari față de mediul privat, care, practic, ei sunt motorul acestei economii. De acolo vin taxele și impozitele la bugetul de stat, ca să poți să dai aceste salarii. Ori și această criză, trebuie să vedem foarte bine cum o gestionăm, că tot vorbim de COVID. Pentru că cererea începe să fie din ce în ce mai mică. Da. Bun, economia... da, haideți să vedem că cred că vă pricepeți la lucrul ăsta. Salariul minim pe economie cât e? 2200, din care omul rămâne în mână cu vreo 1000. Păi haideți să vă spun. 300 există... și ceva, cred. Există CASE-ul, da, da, 25%, există CASS-ul încă 10%, deci practic taxele pe pensii și contribuțiile pentru pensii și pentru asigurările de sănătate, după care se aplică un impozit, nu? Da, după care se aplică un impozit, după care antreprenorul sau angajatorul mai plătește și o taxă de 2%, și ajungem să plătim din total undeva la 43%. Practic aproape jumătate din salariul brut se duce către stat. Bun, și atunci se înțeleg în varianta propusă de USR cum ar fi? Ar trebui ca din primii 2200 nu, și ceva de lei... Să pricep și eu. Din 2000 și ceva de lei mai plătește contribuția la pensie? Da, trebuie să plătească contribuție. Vorbim de impozit. Da. Deci eliminarea impozitării pentru... dar nu doar pe salariu minim pe economie, ci din primii 2200 de lei cât este salariu minim pe economie. Și atunci cu cât ar rămâne omul în mână? Crește cu 10%. Cu 10%, că oricum contributivitatea la pensii trebuie să meargă mai departe. Că... Da, gândiți-vă că... creșterea este din acel salariu, deci nu trebuie practic să mai dai în plus. Ci din acel salariu net salariatului îi crește salariul implicit fără ca angajatorul să dea acei 10% în plus. Impozitul. Da. Am înțeles. Deci ar crește cu cât? Cu vreo 200 și ceva de lei. Nu? Gândiți-vă că este imposibil pentru cei care trăiesc din salariul minim pe economie. La ora actuală este extrem de dificil să se susțină cu un astfel de, cu astfel de venituri. Nu mai pun la socoteală că și angajatul plătește contribuții, și angajatorul plătește contribuții. E o dublă impozitare acolo, da, un pic. Seamănă cu chestia asta. Eu, mă rog, nu sunt economist ca să mă arunc în afirmații de genul ăsta. Oricum, cred că o mare parte a oamenilor care sunt angajați în România, nu știu care e procentul, trăiesc pe salariu minim pe economie, exceptând categoriile favorizate de bugetari și așa mai departe, care au... Bun, mi se pare normal ca un medic să aibă salariu mare, mi se pare normal ca un profesor să aibă un salariu decent, dar, mă rog, nu mi se par normale salariile femeilor de serviciu de prin consiliile județene sau alte instituții, primării și chestii de genul ăsta care au ajuns destul de mari. Cu astea ce facem? Le lăsăm așa? Aici cred că depinde și de cel care administrează instituția respectivă. Nu foarte mult, că există o grilă de salarizare. Păi, da, aceea a fost votată în Consiliul Local. La fel de bine se poate relua acel vot. Cred că există un minim și un maxim. Da, de exemplu, acolo, în Vulcan, eu aveam un planul de guvernare locală, cum îi spuneam, revenirea la Vulcanul la statutul de oraș de la municipiu, care automat era benefic atât pentru administrație, dar cât și pentru... Dar cu ce vă ajută pe dumneavoastră la Vulcan faptul că sunteți municipiu? Eu,
tocmai. Municipiul este... Vulcan, mai vreun municipiu. Lupeni, Petroșani. Municipiul Lupeni. Singurul care îndeplinește aceste criterii este Petroșaniu, pentru că Vulcanul odată nu îndeplinește din punct de vedere al numărului de locuitori, nu are instituțiile aferente și necesare pentru municipiu, că nu avem universitate, nu avem judecătorie, spitalul este în stadiul în care este, practic nu, doar taxele și impozitele mai mari pentru cetățeni. Cu cât sunt mai mari? Pentru, doar pentru că e municipiu. Sincer să vă spun exact, nu știu, dar categoric cu în jur de 20-25%. Păi și puteți iniția, sunteți consilier local. Voi iniția un proiect în acest sens, sper să fie aprobat. Noi nu avem majoritate în Consiliu, dar dacă... Da. Dar pe de altă parte, cu ce ajută orașul titlul? Păi ajută, vorbeam de antreprenoriat, ajută automat inclusiv mediul de afaceri local. Cu ce ajută faptul că e municipiu? Eu nu văd un ajutor din punctul ăsta. Deloc. Cred. Din contră, acum pentru dezvoltarea infrastructurii atât de necesare în Vulcan, ne-ar ajuta mai mult să revenim la statutul de oraș. Deoarece fiind municipiu, atunci când vrei să accesezi bani, îți spune de acolo, păi tu ești municipiu, se presupune că ai 70% din infrastructură dezvoltată, pentru ce îți mai trebuie atâta bani? Corect. Ori în cazul Vulcanului nu este așa. Revenim la statutul de oraș, ne-ar ajuta mai mult atât să atragem fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii, dar și atragerea de investitori sau un ajutor pentru mediul de afaceri local, prin scăderea taxelor și impozitelor, cât și pentru cetățeni, bineînțeles. Pentru că noi ne tot plângem, antreprenorii în general, că suntem sufocați de taxe și impozite și practic nu beneficiem de niciun ajutor de la stat. Vă spun sincer, eu lucrez în domeniul proiectării și accesăm pe SICAP acum, la licitații și în general, multe sunt de la state, la primării, care vor să facă proiecte să dezvolte. Accesezi, câștigi sau nu, și ei. Ei bine, în primul rând, statul nu respectă acordurile care le are cu antreprenorul respectiv. Pentru că nu plătește atunci când trebuie sau când este stipulat în contract, nu plătește facturile respective. Ori ANAF-ul, pe de altă parte, care este tot statul, pe data de 25 ale lunii următoare, tu trebuie să-i plătești pentru că ai emis factura respectivă, să-i plătești TVA-ul. Dar TVA-ul la ce? Când tot statul nu-ți dă, nu-ți plătește practic banii. Ori tu cu banii de TVA poate ții încă o lună, două salariații pe care i-ai. Deci aici este o... Bun, acum au fost niște facilități în timpul pandemiei, dar vor dispărea. Facilități pentru anumite categorii, nu neapărat pentru facilități toți. Facilități în sensul că poți să acumulezi datorii și să ți le eșalonezi. Asta e prin contabilitate, da, știu, dar nu neapărat. Nu cred că te ajută cu oricum, trebuie să plătești. Exact ce vă spuneam mai devreme, ca să revin. Și această pandemie trebuie avută grijă cum o gestionăm din punct de vedere economic. Pentru că, vedeți dumneavoastră, cererea este tot mai mică din cauza pandemiei, a crizei. Automat scăzând cererea și antreprenorii încep să reducă numărul de angajați. Crește șomajul. Crescând șomajul, categoric, atunci este mai multă forță de muncă, alții vor încerca să profite la salarii de chestia asta. Pentru că neavând forță de muncă, trebuie să crești salariile ca să, având cât mai multă forță de muncă, tind să scadă salariile, pentru că sunt, ai disponibil de unde să alegi. De azi zic că trebuie... Eu vorbesc teoretic acum și dai logic. Dai și nu găsești oameni care să muncească. În general, vedeți că tineretul, mai ales în Valea Jiului, pleacă. Nu găsim oameni bine pregătiți, nu găsim oameni care să fie, să se priceapă la ceva anume. Este forță de muncă nepregătită sau puțin slab pregătită și cred că asta din nou ar trebui să fie o prioritate, este pentru noi, dar ar trebui să fie pentru toată lumea, pregătirea forței de muncă și calificarea forței de muncă sau recalificarea. Reconversie profesională. Asta aveți dreptate, dar o să vă povestesc o chestie, o să râdă și telespectatorii. Eu am o locuință și undeva la țară, unde atunci când merg trebuie să fac foc în centrala termică și am niște lemne de aia de crăpat, de fapt, cum se spune. Mă credeți că nu găsesc pe nimeni să facă lucrul ăsta? Vă vine să credeți? La țară. Este posibil. Toată lumea visează să lucreze, sau foarte mulți visează să lucreze cumva la stat. Este așa de mare acum discrepanța... Stat. Și asta. Este foarte mare discrepanța acum între mediul privat și sectorul public. Salariile foarte mari în domeniul public descurajează pe cei care ar putea să lucreze în domeniul privat pentru că pretențiile lor sunt crescute. Nejustificat. Nejustificat. În domeniul privat trebuie să fii productiv ca să poți să plătești salarii.
În schimb, în domeniul de stat, ești, nu ești productiv, banii vin. Ziua trece, leafa merge. Exact. Am înțeles, am discutat despre lucrul ăsta și într-o altă emisiune cu doamna Oana Biriș, cred. Dar vreau să revenim la emisiunea noastră. E interesant, deci Vulcan, ziceți noastră că ar fi bine să revină la statutul de oraș. Oraș și să găsiți mai multe resurse pentru atragerea potențialilor investitori. Care ar fi resursele astea? Păi, în primul rând, un cadru legislativ, că de acum Parlamentul face acest lucru, da? For decizional. Bun, asta am înțeles cu eliminarea, da, asta nu, e nu doar, dar poți să dai țara. Pentru Valea Jiului, de exemplu, fiind o zonă monoindustrială, acum sunt și acele fonduri de, pentru Just Transition. Ca să poți să dezvolți zona, ar trebui gândit un program și atât la nivel local, cât și la nivel guvernamental și parlamentar, prin crearea unui cadru legislativ care să faciliteze atragerea de investitori în zona respectivă. Cum au fost și înainte, zonă defavorizată, nu, poate nu mai e neapărat acel caz. Dar platforme sau parcuri industriale care să faciliteze atragerea investitorilor prin faptul că le oferi, în funcție de numărul de angajați pe care vor să-l facă în zona respectivă, să le facilitez scutirea la taxe și impozite pentru spațiul respectiv pe o perioadă de 1, 2, 3 ani, depinde. Se întâmplă acest lucru și în alte țări europene, să știți. Trebuie doar să fie gândit bine și la nivel parlamentar acest lucru, cum se o lege făcută în acest sens. Și noi vom... Ăsta este și obiectivul nostru. Ne propunem unul la mână să debirocratizăm tot ceea ce înseamnă tot ceea ce înseamnă administrație fiscală, registrul comerțului, hârtiile care trebuie depuse, hârtiile și documentele care trebuie depuse de către antreprenori, pentru că asta înseamnă timp pierdut, costuri pierdut și descurajarea lor. Era la un moment dat un moment când aveam nu știu câte sute de declarații la noi în țară de depus pentru mediul de afaceri, fiecare diferită de cealaltă, plus declarațiile pentru persoanele fizice autorizate, plus alea pentru liberii profesioniști, tot durea mintea. Bun, luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.